Război în Ucraina, a treia săptămână. Armata rusă la comanda lui Putler a invadat Republica statul independent Ucraina cu diverse pretexte și fac acolo distrugeri, masacre, crime de război. Dar eu stau închis în casă pe motiv de COVID. Și iată, m-am gândit să vă povestesc care e relația mea cu Ucraina în cei aproape 50 de ani de viață. De când mă țin minte, deci din adolescență, din copilărie, taică mi-o ducea la lucru în Ucraina, munci sezoniere, mai ales vara, se ducea la adunat paie și după aproximativ o lună de lipsă, se întorcea cu bani cu grâu și cu niște oameni care vorbeau ucrainește. Venea și cu expresie de zdorovenchi buluc sau ceva de felul ăsta, zdorovenchi buluc, să fim sănătoși. După care am fost chiar eu cu tata la lucru în 89. Încă am prins Uniunea Sovietică și țara minunată în care lucrau și copiii când aveam 16 ani împliniți. Dar a trebuit să spun acolo la administrația colhozului din satul Novosiolovka, raionul Lyubashovka, regiunea Odessa, a trebuit să spun că am 16 ani, că altfel nu mă puteau angaja. Așa s-a întâmplat că tata a căzut de pe căpița de paie după prima săptămână și după aceea a fost adus de rude acasă. Și eu am rămas acolo să lucrez cu echipa din sat. Și a fost o experiență de neuitat, cum mergeam la club, cum vorbeam cu oamenii din echipa ucraineană, pentru că erau doi tractoriști. Unul dintre ei era cazac toată ziua, un burtos, chelios. De la el țin minte expresia, chiar la prima căpiță când lucram, o tutobula chirnița. Și am aflat că chirnița e fântână. Deci acolo a fost o fântână. Iar celălalt era un Ion sau Gheorghe, moldovean. Am aflat cu uimire că în regiunea Odessa sunt o grămadă de moldoveni care chiar acolo locuiesc, nu sunt veniți la munci sezoniere ca noi. Și mai țin minte pe copilul care venea cu un adolescent care venea cu căruța și ne aducea mâncare. Probabil la amiază că sau și seara ne aducea mâncare dimineața și seara, probabil mâncam la vreo cantină, nu mi-amintesc. Oricum, țin minte că venea la amiază și ne hrănea pe cei doi tractoriști, noi vreo 6. La început eram mai mulți, după ce tata și încă unul au plecat și am rămas noi vreo 5. Mergeam la casa de cultură, juca flăcăi mai mari, biliard, eu doar căscam gura. Țin minte că mergeam pe drum și pescuiam gazete din porțile oamenilor până când m-au bătut la obraz o persoană, probabil o femeie, care m-a văzut și mi-a zis că nu-i frumos ce fac și într-adevăr mi s-a făcut rușine. În căminul, în coșmelie cea în care trăiam, erau unii care veneau din toată Uniunea Sovietică. Mi-amintesc că unul era născut prin Asia Mijlocii, dar era un blond cu ochii albaștri, un rus toată ziua, altul de prin Caucaz, nu știu cum, dar se trata atunci. Am aflat prima dată ce drog înseamnă ceaiul foarte tare, ce fere ziceau ei, și aveau o cană murdară din care consuma tot timpul. Deci atunci prima dată am făcut bani mulți în Ucraina, la Novosiolovka. După care au urmat vizite la competiții în nordul Ucrainei, deja regiunea Cernăuț sau Ivano-Frankovsk, cred că am văzut și un oraș și altul la competiții cu judo, sambo, ce arte marțiale mai practicam noi cu frații. După care în 91 mi-amintesc că am revenit în regiunea Odessa după ce picasem de două ori admiterea la jurnalism. De data asta în satul Konopleannaie,
nu știu ce raion, dar știu că tot regiunea Odessa, unde s-au mutat vreo trei frați din satul Brânzeni de lângă pepienii noștri, s-au mutat acolo cu toată familia și își construiau case, trei case mari alături și trei echipe de muncitori de la noi din sat, cei mai mulți, le construiau casele. Acei trei frați, nu știu de unde, aveam niște mașini militare, deci era ciudată situația, dar tocmai se destrăma Uniunea Sovietică sau era pe cale să se destrăme, pentru că în luna aceea, august, am auzit la radio cum avea loc ședința Parlamentului și se proclama independența. La început de august, țin minte că atunci când a fost puciu, eram în Sângerei, mă interesam cum să scap de armata obligatorie cu motiv de pacifism, să fac serviciu alternativ, acum se numește serviciu civil. Dar pe la sfârșit de august, tamam pe 27, eram la Conopleanca. La frații ceilalți s-au terminat materialele de lucru și ne-am dus la o familie, tot din sat, pe care o chema cu nume găgăuzesc, Iamandi, dar se pare că omul și-a schimbat numele. Și-a schimbat numele de familie într-un stil de-a lor ucrainean, dar întâmplător în echipa noastră cu care lucram, era un nene croitor din satul vecin de la Bălășești, tot Iamandi îl chema și ce coincidență și ce ne mai miram, așa. Am trăit la ei o vreme, că noi stăteam în vagon și în toamna aceea, în septembrie, octombrie, era deja frig. Și am trăit la ei o vreme, aveau o radiolă, un pick-up cu boxe și discuri stereo, ascultam Adriano Celentano în gura mare și era minunat, ne hrănea foarte bine femeia aceea tăcută, dar foarte cum se cade. Bărbatul nu știu ce ștab era pe acolo, n-am mai aflat, nu m-am interesat, dar noi făceam o anexă acolo și am pus un acoperiș pe anexa aceea, anexa din piatră moale. Dar mi-amintesc că avea podul plin cu grâu și plin de gărgărițe de vreo câțiva ani în grâu acela și gărgărițele făceau găuri în tavan și picurau din când în când pe patul nostru. Cam asta. Și țin minte că cumpărasem de la magazin, dacă era Uniunea Sovietică, încă în colaps, cumpărasem niște ciocolate, le mâncam fericit în prima vizită în 89, descoperisem napolitane, pachete mici, la noi nu ajungeau din alea, dar la ei erau pachete mici cu tot felul de gusturi, de fructe, de legume, pe când la vizita aceea, a doua din 91, găsisem niște ciocolate cu prune sau ceva de felul ăsta. Și mi s-a făcut greață când am constatat că ele conțineau fier. Deci, probabil, erau foarte vechi. După care nu-mi mai amintesc vizite la Kiev decât în 2008. Câte aventuri am avut și noi cu destrămarea Uniunii Sovietice, proclamarea independenței, guvern comunist. Eram activist și luptător pentru drepturile omului și m-au invitat la un workshop, la un atelier de activism împreună cu jurnalism, cinematografie și un festival de film documentar la Kiev. Și atunci am stat mai mult, nu mai mult decât o lună sau două cât am stat în primii ani, dar atunci n-a fost doar în trecere, cum mi s-a întâmplat după aceea să fie un drum spre Moscova sau altfel în trecere prin Ucraina. Am stat, nu știu, vreo săptămână la festivalul acela de film la Kiev, cazați în hotel frumos. Acolo am cunoscut-o pe Natalia Morari. Era și ea vedetă venită, fugită sau expulzată din Rusia, de la Moscova. Nu prea a venit la training-ul acela, dar țin minte că umbla să facă interviuri cu Gordon, cu nu știu care, era activă, dar păcat că n-a venit la curs acela, pentru că a ratat o ocazie să obțină de la witness.org o organizație, o asociație de activism din Statele Unite, care organiza acel workshop. După ce am frecventat workshop-ul, ne-a vorbit despre cum să mărturisim despre încălcarea drepturilor omului, ne-a dat niște camere compacte
așa, cam mai mici decât telefonul mobil, cu obiectiv și care din două mișcări făceai să meargă înregistrarea video și după aceea aveai un slot USB și îl băgai în computer și imediat puteai să-l încarci și să-l trimiți. Bine, atunci încă nu era internetul disponibil pe smartphone și tot așa. Deci ni se părea o chestie extraordinară și chiar a fost o chestie extraordinară. Camera aceea pe care am primit-o de la ei a fost foarte utilă și un model bun de activism pe care după aceea l-am transpus în proiectul Curaj TV, după modelul witness.org sau după yam.ro și alte bloguri am mai participat noi și am mai contribuit de-a lungul anilor. Deci a fost o vizită faină la Kiev atunci în 2008, probabil așa prin martie, aprilie, în primăvară. Și după care, peste vreo câțiva ani, am mai vizitat, așa, în scop turistic, odată Odessa și odată Kievul. Și mi-amintesc că la ultima vizită la Kiev era ajun de campionat european la fotbal, se pare, împreună cu poloniezii. Și mi-amintesc că am avut o întâlnire neplăcută, revoltătoare cu poliția chieveană, care, na, în stil sovietic, cam cum e toată poliția peste tot în Est, și în Vest se întâmplă să fie unii mai descreierați, m-a văzut că filmez lângă o stație de metro și mi-a zis, treci încoace. De ce filmez? Pentru că e voie, pentru că pot, pentru că e interesant. Filmam niște oameni cântăreți, ambulanți la intrarea în metro. Nu-i voie că e obiectiv strategic. Păi fugi de aici, m-a uitat după aceea pe Google Street View, e filmată stația aceea de metro din toate părțile, dar de unde să știe el polițistul? Hai să-și împună forța, șterge. De ce să șterge? Nu, că e în dreptul meu, e proprietate intelectuală. Ce vrei să te batem? Când am auzit chestia asta, aveam camera pornită, am oprit, am șters clipul, i-am arătat să o convins că e șters clipul. Aveam cameră compactă Sony de la fratele meu Ghena, pe care o cumpărasem deja noi când am obținut niște bani de la CEDO și eram mai bogăței. Am șters clipul, după aia m-am întors la hotel unde eram cazat și am restabilit cu un soft de recuperare a videoului și l-am publicat și am zis, ia uitați-vă cum e pregătită Ucraina să întâmpine turiștii. Și cam atât. Ultima oară, acum un an, pe 27 martie, am protestat la ambasada ucraineană la București pentru că se construiesc hidrocentralele de pe Nistru, Dneprovskaya GRES, care pun în pericol echilibrul ecologic, dar de atunci Ucraina este dragă, simpatică și sunt alături. Iată, mă ocup când sunt sănătos și când pot, dacă nu o fac pe internet, distribuind materiale sau acordând consultanță, traducere, ajutăm refugiații care vin din Ucraina. Îmi doresc să reziste în acest război și sper să îi ajute și fraților slavi din Rusia să se împotrivească acestei guvernări sălbatice, descreierate, mai periculoase decât pe timpul Rusiei țariste și a Uniunii Sovietice, pentru că acum deține și arme nucleare. Sperăm să obținem pace și să mai am ocazie să revin la Kiev, să merg la Odessa, să revăd Cernăuții și Mochileu Podolscu, pe unde am mers pe jos ultima oară când mă întorceam în 14 din Georgia. În ziua când aveau loc alegerile și eu candidam independent, eu aveam avion de la Tbilisi la Borispol, după aia autobuz până la Mogileu Podolsk sau, da, cred că am schimbat câteva autobuze până am ajuns la graniță la Nistru. După aia am trecut pe jos Nistru, acolo se poate trece pe jos. După care de la Otaci am prins o mașină de ocazie și cu care la fără un sfert ora 9 ne-am oprit într-un sat, se pare că
Ordășei, pe lângă satul meu, dar aveam și permisiune să votez oriunde și am participat la vot într-un sat în care n-am fost niciodată în viața mea, înainte de închiderea urnelor. Deci astea sunt până acum interacțiunile mele cu Ucraina. Sper să se termine cu bine, să pot vizita vreodată Crimeea, să pot să mai merg cu barca pe Nipru. Sper să fie pace și sper că v-a plăcut mărturia mea. Sper că n-am pierdut nimic important din experiențele mele de viață. Poate vă amintiți la începutul crizei pandemice, acum 2 ani, când stăteam toți închiși în casă, v-am povestit cum era să mor și unul dintre episoade era de la muncile mele în Ucraina. Dacă sunteți curioși, căutați acel video. Probabil așa se numește, cum era să mor. Dacă îmi mai amintesc ceva important, neapărat o să scriu pe blog sau o să mai povestesc așa la cameră. Important e să știu că vă place, că vă interesează, de aceea vă rog like, share, abonați-vă, deveniți patroni, patroane, sponsori sau măcar comentați critic, dar nu disprețuitor, vă rog, că vedeți la ce duce desconsiderarea, disprețul. Pace!